Fulgii de nea au creat un peisaj de bazm în localitatea Târsa din județul Hunedoara. Covorul alb și strălucitor a învelit pământul, iar copacii au îmbrăcat haine de iarnă. Oamenii din localitate se bucură de zăpadă care atinge zeci de centimetri. Și animalele își croiesc drum prin neaua pufoasă alături de cei care le îngrijesc cu drag. A nins ca în povești și în localitatea Târsa. Covorul pufos de nea care s-a depus de un alb imaculat a dat strălucire întregii zone. Copacii poartă pe brațele lor fulgi căzuți din cer, iar acoperișurile caselor au fost și ele decorate cu nea. Ceața și-a făcut și ea apariția nu pentru a umbli frumusețea locului, ci parcă din dorința de a da mai multă putere tabloului de iarnă. Locuitorii din zonă spun că se bucură de un peisaj superb. A nins de azi noapte, este zăpada de 15 cm. Și ne bucurăm de ea. Este prima zăpadă de anul acesta, aici la noi în zonă. Vă așteptăm cu drag la noi la Târsa. Animalele își croiesc și ele drum prin omătul proaspăt, tăind poteci prin zăpadă. Am scos și animalele afară din grajd. Se bucură și ele de prima zăpadă pe anul acesta. Le ținem și pe ele un pic în aer liber. Și se bucură și ele de zăpadă. Localnicii cred cu tărie că această zonă este magnifică și merită vizitată indiferent de anotimp. Cu atât mai mult cu cât cei de aici sunt oameni primitori și gata să-i întâmpine cu tot felul de bunătăți. Vă așteptăm cu drag pe weekend la noi la Târsa, la platoul Uncanului, unde avem tradiționalele plăcini de poale în brâu, avem balmoș și nu în ultimul rând vin fiert, care merge foarte bine cu zăpada. Vă așteptăm și la Săniuș. Zăpada are 15 cm, este un peisaj de vis, facem și foc afară, în aer liber. Este ceva de vis să veniți la noi în zonă. Noi suntem foarte ospitalieri cu oamenii și așteptăm cu drag să vină la noi. Localitatea Târsa se află în comuna Boșorod din județul Hunedoara, un loc în care fiecare anotimp pictează peisaje uimitoare. Acum, toamna și iarna au decis să-și spună poveștile împreună.